Cancerul de sân provoacă cele mai multe victime în rândul femeilor. Multe dintre persoanele care suferă de această boală nu au niciun simptom, însă autoexaminarea lunară a sânilor poate fi o cale de a o identifica la timp. Ca modalități de depistare de către pacientă, cea mai simplă și cea mai ușoară și cea mai necostisitoare și neagresivă este examinarea aspectului sânilor, evalua imaginea în oglindă sau autopalparea. Se poate palpa cu mâna dreaptă la sânul stâng și cu mâna stângă la sânul drept. Se palpează ușor în sensul acelor de ceasornic sau cum poate ea, ușor și în diferite poziții și în picioare și când stă culcată și ar putea să se sesizeze simplu ea însăși existența unui nodul sau a unei modificări care să o sesizeze și să o determine să se prezinte medicului. Pot apărea niște noduli, mici noduli mamari, nevinovați, dureroși sau nedureroși. Dacă sunt dureroși, noi ne bucurăm pentru că de obicei durerea aparține, este apanajul afecțiunilor acute. Devin suspecte leziunile și nodulii nedureroși. Cancerul trebuie să știți că nu doare. Dacă avurea ar fi depistat mult mai repede, în stadii mult mai rapid tratabile, curabile, din nefericire durerea apare foarte târziu, când deja apar complicațiile cancerului, metastazele, care la rândul lor dau alte și alte și alte complicații. Cancerul de sân este diagnosticat, tratat și vindecat în unele cazuri, însă nu se știe cu exactitate ce favorizează apariția acestei boli. Conform cercetărilor, unele persoane sunt mai predispuse la apariția cancerului. Dacă există antecedente familiale de cancer, nu e obligatoriu să fie avut antecedentele familiale un cancer mamar. Este suficient să fie avut în familie persoane care să aibă un cancer. Înseamnă că există predispoziția genetică. Sunt mai predispuse la a face cancer femeile care fumează, femeile care iau anticoncepționale pe o perioadă mai îndelungată sau foarte îndelungată, sau fac terapii hormonale îndelungate, ginecopatele, adică femeile care au afecțiuni ginecologice și trenante, care stau foarte mult timp netratate. Sunt predispuse de asemenea la a face cancer femeile supraponderale, hipertensive și de asemenea femeile care sunt supuse pe perioade foarte îndelungate unui stres negativ și unor emoții intense, emoții negative, evident, intense pe perioadă foarte îndelungată. Și stresul reprezintă un factor major de risc pentru nenumărate alte boli, dar și pentru cancer. În județul Dâmbovița, în anul 2015, au fost diagnosticate 149 de cazuri noi de cancer mamar și 87 în primele 6 luni ale acestui an. Din păcate însă, cele mai multe femei care suferă de cancer de sân ajung la medic destul de târziu, adică în stadiul 2 sau 3 al bolii. Medicii trag un semnal de alarmă și spun că atunci când este descoperit în fazele incipiente ale bolii, cancerul de sân poate fi vindecat, iar un control mamar efectuat periodic poate salva viața unei femei.